Pe noi această lege ne îngrădește și ne dă posibilitatea doar la nivel de județ. Oricum, la nivel de județ nu avem decât adăpostul municipiului Brăila, care până este situat pe raza Comunei Unirea și eu, fiind primarul Comunei Unirea, nu pot beneficia de acest adăpost. Chiscani sau cine? Lacul Sărat? Și Iarna. Cel de la Lacul Sărat este privat. Adică dacă trebuie să dăm acești câini, să-i predăm și altor adăposturi după raza altor județe, ne-am avantajat într-un fel, pentru că sunt în țară adăposturi care vor să încheie contractul, dar din păcate cu noi, dar din păcate legislația nu ne permite. Și atunci este un articol acolo în care se spune că mișcarea câinilor comunitari se face doar pe raza județului, în care este situat unitatea administrativă teritorială și atunci să spunem cumva, să nu ne mai încredească această limită, să nu mai fim limitați.